Frați și surori, vă invit să vă ridicați încă o dată pentru a asculta două versete din Sfânta Scriptură, din Epistola către Evrei, din capitolul 2, versetul 3 și versetul 4. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Frați și surori, mi-am adus aminte în această după-masă de o zi în care împreună cu fratele Simon, am fost la penitenciar. Din câte mi-amintesc, venise un ofițer de penitenciar din Norvegia și dorea să participe la un moment de închinare aici în Arad. Am mers cu un grup de tineri care erau studenți la Team Action în perioada aceea și vreau să vă spun că cei care au venit și au fost scoși ca să fie acolo erau niște tineri care cred eu că nu veneau de obicei la serviciile religioase pe care le făceau capelanii acolo în penitenciar. Nu pot să vă explic cât de greu a fost, cred că își aduce aminte și fratele Simon. Nu ne băgau în seamă, erau așa, iritanți, erau abrazivi, deranjau fetele, n-ascultau, vorbeau altceva, unii dormeau. Aduc aminte că pe microbuz, era microbuzul acela vechi, până când am ajuns aici în grădiște, una dintre fete a plâns. Se simțea traumatizată pentru ceea ce a întâlnit acolo. Ei bine, când ajungi înaintea unor astfel de oameni, știi că ți este greu să le vorbești ceva și că nu vor să te asculte. Și am citit mai de mult undeva că un capelan, mergând la penitenciar, s-a tot gândit el ce poate să spună acelor oameni ca să le capteze atenția. Că de fiecare dată când predica, nimeni nu-l băga în seamă. Și el a citit partea asta de verset, prima parte a versetului 3. Cum vom scăpa noi? Toți au fost deodată vigilenți și atenți. Gândea că poate că vine vreo lege, poate că ne spune o metodă cumva cum să evadăm, cum să scăpăm de aici. Cum vom scăpa noi? Dragilor, în această zi n-am nicio metodă pe care să vă prezint, niciun răspuns la această întrebare. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? De fapt, nu vom scăpa. De aceea, dragilor, cred că în această zi este mai bine să ne focusăm pe altceva. Să ne uităm exact la ceea ce provoacă nepăsare, ce aduce nepăsare în viața noastră și să ne schimbăm cu toții pocăindu-ne. Domnul să ne ajute! Și vreau să vă prezint în această seară două, trei himere ale indiferenței spirituale. Două, trei iluzii pe care le avem atunci când ne gândim la indiferență spirituală. În primul rând, dragilor, haideți să ne uităm la una dintre bisericile din Apocalipsa. Am mai văzut că unele biserici poartă denumiri ale bisericilor care sunt prezentate în Apocalipsa. Niciodată n-ai auzit, mă duc la biserica Laodicea. N-ai auzit treaba asta. De ce, dragilor? Pentru că Laodicea era o biserică căreia Dumnezeu i-a vorbit în Apocalipsa, în capitolul 3, începând cu versetul 15, 16, 17, și Dumnezeu a văzut-o mediocră. Adică n-o deranja gălăgia, n-o deranja atât de tare mediocritatea, dar știți ce? A avut problemă biserica aceasta atunci când venea vorba de a face saltul acela la excelență. Tot timpul îi plăcea să fie liniștită și Domnul zice, ce am împotriva ta este că nu ești nici rece, nici în clocot. Și mai zice Domnul, o, dacă ai fi într-una dintre cele două situații, dar pentru că ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Și acum, dragilor, vreau să vă spun că Laodicea a fost distrusă de un cutremur cu 35 de ani înainte ca această carte să fie scrisă, Cartea Apocalipsei. Iar după aceea, pentru că a fost un nod economic, dacă vreți dumneavoastră, un centru cultural roman, au început reconstrucția și au făcut teatre, au făcut centre comerciale, au făcut băi termale, au întins apeducte, era chiar și un litoral acolo, echivalentul a ceea ce este în zilele noastre în Dubai, vroia să fie.
Ei nu știau ei de Dubai, dar nu despre asta e vorba. Și vreau să vă spun, dragilor, că oamenii au început să aibă mândria lor. Însă aveau o problemă foarte mare, pe care Dumnezeu o folosește ca să le dea exemplu, ca să înțeleagă cum este cu indiferența. Problema lor era că nu avea apă rece, nu avea apă potabilă, avea o apă de o calitate foarte rea. Și acum Dumnezeu le vorbește și ei cred că pot să-și rezolve problema și fără Dumnezeu. Pentru că în apropiere era localitatea Colose, unde se gândeau ei că vor găsi cu siguranță o metodă de cum să aducă ei apa de acolo până în cetate la ei. Și-au adus apă rece prin apeducte. După aceea era cetatea Hierapolis, unde de asemenea era apă termală. Și-au zis, o ducem pentru că facem și băi. Numai că până să ajungă apa rece la ei, nu mai era nici rece, dar nu era nici fierbinte. Să zică, mă, uite, o ducem de acolo să încălzește până aici, fără să plătim nimic. Era doar căldicea, călduță. Apoi apa termală care venea din Hierapolis și ajungea până la Laodicea, nu mai era fierbinte. Dar nu era nici rece, să zici, măcar am dus-o fierbinte termală, dar măcar să ajungă să fie rece. Și era tot călduță. Ei bine, nu se afla nici una dintre cele două scopuri. Pentru că priviți la Duhul Domnului care zice, o, dacă ai fi ori rece, ori caldă, dar pentru că ești călduță. Zice Domnul, atitudinea asta a ta de indiferență, nu numai că înfrânge inima, îmi dă și stomacul pe gol, pentru că îmi dă și stomacul pe dos, pentru că în realitate textele originale vorbesc despre o stare care ne este și greu, înțeleg pe Cornilescu de ce n-a trezut exact. Zice, nu că am să te vărs din gura mea, am să te vomit. Ăsta e cuvântul original. Adică îmi dă stomacul pe dos. Să știți că atunci când suntem indiferenți, Dumnezeu nu ne vede prea bine. Cu siguranță ne iubește Dumnezeu. Dar atunci când lunea nu vii, dacă e marța nu poți, când joia nu vii, decât au o seară prelungită, mai vii atunci. Dar unii oameni probabil zic, dau zeciuială și atunci trebuie să fie bine. E o stare, dragilor, pe care nu vede Dumnezeu cu ochi buni. Nu numai că îi frânge inima, dar îi dă și un disconfort. Ori de câte ori stau eu acasă, ori de câte ori nu mă rog eu. Că indiferența e multiplă, numai că venitul la casa Domnului. Ori de câte ori nu-L mărturisesc. Am primit de la cineva un telefon. De fapt, m-a sunat de mai multe ori. Alo, sunt aici, zice, la PECO ăsta, lângă depozitul de fier vechi. Dar cine sunteți? Haideți, domnule, ajutați-mă. Nu știu ce combinație avea el. Domnule, ați greșit. Închide omul. Iar mă mai sun odată. Hai, domnule, ajută-mă, sunt aici de o jumătate de oră, vă aștept. Haideți, vorbiți cu mine. Domnule, nu înțelegi că eu nu știu de așa ceva. De unde? Mi-a spus el că e de pe undeva, de pe acolo, Bacău, Buzău, nici nu mai rețin. Domnule, e greșeală, dar cine sunteți? Păi n-are rost să vă spun cine sunt. Știi, deja te inflamezi așa un pic, că tu ai treabă și omul nu-ți dă pace. Și sun a treia oară. Zic, dacă mai sun a treia oară, să vezi acum ce ți le iau. Păi ce eu am timp de el? Nu înțelege. Știi, dar după aceea mă mustră Dumnezeu și zice, n-ar fi mai bine să-i spui ceva despre mine? Știți de ce? Pentru că dacă îi vorbești unui om despre Dumnezeu, ori scap de el din prima, imediat se duce. Știi, nu trebuie să-l înjuri. Numai să-i spui ceva frumos de Dumnezeu, ori se duce imediat, ori dacă nu rămâne alături de tine. Și mă sună treia, na, mă ajuți până la urmă, mă rezolv și pe mine. Zic, domnule, să știți că dumneavoastră nu m-a sunat pe mine în zadar astăzi. Bravo, no, hai, ajută-mă, te rog frumos, că uite, stau aici și trebuie să îmi rezolv problema. Zic, domnule, dumneata le m-ai sunat ca să spun că Iisus Hristos te iubește. Și atunci am dat eu drumul așa, ca în stradă și am predicat câteva lucruri și omul stat așa. Zic, acum să vezi în jurături. Și cum închide. Zic, domnule, mulțumesc frumos. Am fost și eu uimit de realizarea mea. Dar dacă suntem nepăsători, că suntem cu problemele vieții acestea și ne țin pe loc, uneori, dragilor, pierdem. Cine știe omul ăla prin ce problemă? De ce credeți că a stat el să asculte Evanghelia? Sigur, avea problema aceea de lângă depozitul de fier vechi, dar mai avea probabil o altă problemă mare în viața lui. Și cred că nu că am fost eu și l-am sunat. Face și dumneavoastră așa.
Să vedeți că va fi bine. Ori va fi bine, ori va fi rău. Dar va fi cumva. Numai indiferent să nu fiți niciodată, dragilor. Și apoi Domnul Dumnezeu are ceva cu atitudinea aceasta de indiferență. Zice Domnul, pentru că zici că m-am îmbogățit, pentru că am de toate. Știți ce zice Domnul acolo acelei biserici? Și nu știi că ești de fapt nenorocit, sărac, orb și gol. Un alt text așa, care, un alt cuvânt care e puțin modificat, nenorocit, de fapt în original este jalnic. Ție ți se pare că faci bani, ție ți se pare că îți mărești spațiul, ție ți se pare că amenajezi și tu ești jalnic. Și eu sunt jalnic, să știți. Sunt jalnic uneori, când duminică dimineața mă trezesc și, Doamne, oare cum o fi la biserică? Trimite Tu pe cineva să predice în locul meu, că eu toată săptămâna am muncit. Îs jalnic. Jalnic. Chiar dacă mă uit la realizările mele, nu uite-ți, Dumnezeu m-a dat putere și m-a ajutat și am făcut și aia și aia. Multe am făcut. Mai întreb și pe soția. Nu e așa? Să vede ceva în urma mea? Să vede, să vede. Dar în ochii lui Dumnezeu jalnic, că eu n-am pus mâna pe Scriptură. De aceea, dragilor, vreau să vă spun că prima himeră, dacă vreți așa, prima iluzie pe care o găsim întotdeauna, este specifică indiferenței, este autosuficiența. Am făcut destul. Mai margă și alții. Las că acolo să-i da, merg frații mai în vârstă. Să meargă cei care sunt formații. Păi tot ei vin. Dar cine v-a pus să vă băgați aici? Ți-o trebuie formație? Vino la biserică. Și apare auto... Las că am dat autosuficiența. Las că am dat. Când am avut, am dat. Când am putut, m-am dus. Las că ne putem ruga și de acasă. Să stai acasă când e program, vă spun eu, este păcat. Că nu găsești niciun motiv să stai acasă când Domnul vine și prezent aici și vrea să ne cerceteze în timpul părtășiei. Deci nu e nicio problemă, stau acasă. Poate de seară e ceva meci și mă pregătesc, îmi răcesc camera, mă pun acolo, mi-au semințe, șterg ecranul la televizor, telecomanda, o dezinfectez, mă pun că începe meciul. Dragilor, nu trebuie să existe niciun motiv pentru că arătăm jalnic înaintea lui Dumnezeu când facem astfel de situații. Sunt bine, am mașină, simt bine, mi-am upgradat telefonul, nici n-apare o altă ediție de iPhone și eu deja o cumpăr. Am și Netflix peste tot, pot să intru, știi că te duci undeva, nu știu, mă duc și stau câteodată la rând undeva, la un ghișeu, stau și eu acolo. Iată toți sunt pe Netflix. Știi tu, dacă nu ai și te uiți, nu știu, la rând, cum merg lucrurile pe acolo, a, tu ești mai anormal, că tu nu faci ceea ce fac ei. Am Netflix peste tot, deci sunt foarte bine. Și Biblia zice, nu știi că ești sărac, orb, gol și pe deasupra ești și jalnic. De fapt, viața ta este plină de lucruri, vrea să zică Dumnezeu, dar n-are niciun scop în ea. Viața ta, într-adevăr, este plină de lucruri, dar n-are niciun scop în ea. Să știți că n-ar trebui să facem mare lucru decât să fim pocăiți și să nu fim insensibili și indiferenți. Și Dumnezeu ar putea să întoarcă oameni la pocăință prin viața noastră. Credeți-mă! Zice Domnul, o cetate pe vârful unui munte n-are cum să rămână ascunsă. Domnule, și dacă numai un perete, numai un zid a rămas din ea, cum e la Șiria, poate cum e la Șoimoș, ce să mai vorbim la... N-are cum să rămână ascunsă. Nimeni n-aprinde lumina, zice cuvântul lui Dumnezeu, ca să o pună sub pat. Cine doarme liniștit măcar o noapte, cu o lumânare aprinsă sub pat? O aprinzi, o bagi, cât mai este până la pat, nu-i chiar, știi? Mai este ceva lung, de la flacără până la saltea. Și o pui acolo și te rogi, te culci, că Domnul o să vegheze asupra vieții tale. Nu, asta înseamnă să fii indiferent. Uitați dumneavoastră, ați auzit probabil sau ați citit știrea aceasta, cum că aici în zona Sântanei s-a descoperit ruinele unei cetăți veche, care ca și mărime a fost în istorie a doua în Europa. Deci este a doua cea mai mare cetate care a existat în toată Europa. Dar nu-i pe munte, îi în pământ. Da? Și peste ea s-a pus alt pământ. De aceea, noi, de cine știe, că nu știu, n-am fost la fața locului, dar cine știe de câte ori ori trecut oamenii pe acolo, cu tractoarele, cu copitele cailor. Dar unde e cetatea? Că nu se vede.
De aceea, dragilor, vreau să spun, indiferența ne coboară într-o astfel de situație. Apoi, dragilor, o altă himeră a indiferenței, dincolo de a tot suficiență, care este o mare iluzie, este redenumirea păcatului. Noi redenumim păcatul. Și credem că, adică, să adaptăm cumva pocăința asta, dacă se poate, la ceea ce ne place și la ceea ce ne convine nouă. Astfel că, uite, adulterul în lumea în care trăim noi nu înseamnă nimic mai mult decât doar o aventură. E o redenumire a păcatului. Dumneavoastră nu vedeți femei adultere. Din astea care apar, spun ele, pe site-uri din alea, că nu vreau să pomenesc acum de care. Și ele se laudă câte mii de euro. N-ați văzut podcast-uri din astea în care ele se laudă cât câștigă, domnule, că nu câștigă un președinte de stat cât ele. Și astea au devenit, dacă vreți dumneavoastră, un simbol pentru români. Merg pe la emisiuni TV, toate sunt acolo, parcă nu știu ce au realizat ele. Așadar, dragilor, adulterul în lumea asta este doar o aventură, pornografia doar un divertisment pentru adulți, păi spun pe față toți, n-au niciun pardon. N-au niciun pardon să spună că ei vizionează, că se uită la astfel de filmulețe. Pentru că nu este nimic altceva decât un divertisment pentru adulți. Concubinajul, o relație fără responsabilități, apoi bârfa, un fel de doză de garanție ca să fii păstrat în cercul ăla de oameni. Și e ca și cum eram noi în armată și când te duceai să-l schimbi pe cel care era santinelă, trebuia să dai parola. Nu știai, trebuia să te ascunzi. Așa e și aici, nu dă parola. Zici ceva de păstorul, zici ceva de popelea. A, nu zici ceva de el, înseamnă că nu mai te-ai dat cu păstorul, îți dă funcții, te pune bine. Așa gândesc oamenii, știți, care sunt indiferenți. Redenumesc păcatul. Și apoi, dragilor, avem pretenția de minuni. Și Dumnezeu ar vrea să le facă, pentru că întotdeauna vă spun, dorința lui Dumnezeu în această seară este să lucreze cu semne și minuni. Dar nu poate, pentru că noi trebuie să înțelegem înainte de a face Domnul o minune ceva de la El. Așa că, dragilor, nu toate minunile au loc brusc, pentru că noi îl împiedicăm pe Dumnezeu. Nu, au fost în Biblie și așa am vrea noi să fie minunile. Să se întâmple instantaneu, 5 pâini, 2 pești deodată să hrănească 5.000 de oameni. Moise să ridice toiagul înaintea Mării Roșii și imediat să fie o diferență mare. Marea să se despice, apoi să te duci la mare, n-ai bani, că te gândești câteodată, Doamne, cum mă descurc eu, cum să mă descurc eu. Și uite cum s-a descurcat Petru odată, trimis de Domnul la mare, să plătească darea pentru templu, cele 2 drahme. Și se duce la mare și prinde acolo un pește care n-are 2 drahme, are un singur bănuț în gura lui, numit statir. O găsit pe fundul mării echivalentul a 2 drahme, ce pește înțelept. M-am gândit la mine, dacă m-ar trimite Domnul pe mine într-o astfel de situație, cred că putrezesc hainele pe mine, dar nu prin peștele ăla. Și vrem ca toate să aibă loc așa instantaneu în viața noastră. Și nu se întâmplă așa de brusc, dar vreau să spun că chiar acum ești în mijlocul unei minuni. Nu există zi lăsată de Dumnezeu, ascultați-mă ce vă spun, în care să nu fii în mijlocul unei minuni. Ai un copil care te necăjește. Noi ne-am rugat aici, tu în sală încă îți faci probleme pentru copilul tău. Ce mai face cu ăsta la școală? Că dacă face ce face acasă, nu știu. Ce mai face cu el? Și crește mare și te-a necăjit până la 20 de ani. Și poate chiar și acum ai ajuns să-i plătești rata la bancă. Și zici, dacă nu era Dumnezeu să-mi dea putere, o sfârșeam, nu știu, undeva într-un spital de oameni cu probleme psihice. Și totuși n-a ajuns acolo. De ce? Pentru că tocmai trăiești o minune împreună cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Când persoana iubită te-a părăsit și te-au părăsit și oamenii că au zis tu ești de vină, lasă că-l știm noi. Ai fi putut să-ți ieși din minte atunci, văzându-te singur. Dar cel ce ți-a dat putere e Dumnezeu care face chiar acum o minune în viața ta. În momentul acela în care poate ți s-a adus din partea colegilor tăi hulă, blamă,
Nu știu cum ai rezistat, încă ți-ai păstrat locul de muncă, dar n-a fost asta în puterile tale. N-ai învățat lucruri din astea la școală. Nu te-au învățat cum să faci față, nu știu, bârfelor, cum să faci față vorbelor rele la servici, nimeni. Dar ai rezistat acolo și ai rămas corect pentru că tocmai ai trăit o minune din partea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Uite, Dumnezeu câteodată nu răspunde instantaneu, dar răspunde Dumnezeu și trăiești minuni cu El. Nebucadnețar i-a pus pe cei trei să se închine înaintea chipului de aur, care avea 27 de metri. Am zis eu, cred că duminica trecută, ceva despre lucrul ăsta, nu aici, în altă parte. Că mi-ar fi plăcut să am unul din ăsta în grădină, chiar dacă nu era de aur. După arșița pe care am avut să o înfruntăm vara aceasta, am zis că dacă ai câte un mutălău, nu a fost altceva, iertați-mi expresia. Unul care nu vorbește și nu aude. Poate să fie el și din platină, numai din aur. 27. Păi n-ai tu pom acasă, n-ai tu arbore așa, ăsta e bun numai pentru umbră. Și au zis, dacă nu vă închinați înaintea lui, vă așteaptă cuptorul, este chiar de 7 ori mai încins. Și parcă îi văd pe cei trei, nu-i nicio problemă, împărate. Chiar dacă Dumnezeu nu ne scapă, noi nu ne închinăm, dar și dacă nu ne scapă Dumnezeu, El poate, dar dacă nu răspunde instantaneu, noi deja trăim o minune cu Dumnezeu, tot nu ne închinăm înaintea chipului tău de aur. Slavă lui Dumnezeu! Iubitul Domnului înțelege în această zi că uneori Dumnezeu te ferește de foc. O face Dumnezeu și o poate face Dumnezeu, dar alte ori Dumnezeu din cer te face ignifug. Nu arzi niciodată. Și nu contează atât de mult, modalitatea prin care o face Dumnezeu. Contează motivația, iar tu ești motivația lui Dumnezeu. Te bucur pentru treaba asta. Dă slavă lui Dumnezeu din toată inima ta. Dumnezeu te călăuzește. Nu fii indiferent niciodată. Nu fii indiferent niciodată nici față de familia ta. Știți, construcția unei familii și construcția de conducere a unei familii este în formă de piramidă. Nu fac nicio referire la piramida lui Maslow și la lucrurile astea, nu. Strict scriptural. În formă de piramidă. Cu cât urci mai sus, nu mai poți să iei toți oamenii cu tine. Și totul se rezumă acolo în vârf la o singură persoană. Și ceea ce la lume e o singură persoană, la Dumnezeu înseamnă doi. Știi că cei doi, zice Biblia, vor deveni una. Și tu ești piatra pusă, piatra de căpătâi care e pusă acolo în vârf. Și fără asta nu se poate. Te-ai gândit vreodată, ia imaginează-ți, că întorci piramida invers. O lasă să întoarcă invers și o pui să stea. Nu-și pierde echilibru. Asta e cu casa ta când ești tu indiferent. Îți pierzi echilibru. Ia gândește-te că între cele 2.000 și aproape 2.500.000 de pietre care sunt în cea mai mare piramidă care este în apropiere de Cairo, 2.000.000, aproape atâția metri cub de piatră este acolo. Fiecare piatră cântărește peste 2 tone. Dar dintre cele 2.000 și aproape 2.500.000 de pietre, nici una nu este ca aceea care este pusă în vârf. Te-ai gândit vreodată? Niciuna dintre toate pietrele nu este ca cea care este pusă acolo în vârf. Sunt lucruri extraordinare dacă te uiți la ceea ce au făcut oamenii. Este de fapt la bază piramida aceasta un pătrat. Fiecare latură are 227 de metri. Și dacă verifici eroarea pătratului, diferența este de 0,1% în vremea aceea. Fiecare punct, dacă vreți, fiecare colț reprezintă un punct cardinal. Și împăratul zice, ce grozav suntem, să ne băgați și corăbile cu noi, și așa au făcut. Au zis, o să călătorim cu corăbile noastre înspre veșnicie. Au făcut niște lucruri extraordinare care să indice ceva. De fapt, au uitat că ceea ce este în vârf indică spre altceva. N-ai cum să ajungi la piramidele astea să nu-ți treacă prin cap noțiunea de Dumnezeu. Uită-te la toate pietrele din piramidă, ele sunt acolo, își au scopul lor, dar una singură are formă deosebită. Și ăsta e tata și mama care n-are voie să fie niciodată indiferent. Zice cuvântul lui Dumnezeu în Timotei, zice așa cuvântul Domnului, dacă n-are grijă cineva de cei din casa lui, de ai lui, dar mai ales de cei din casa lui,
Zice, este mai rău decât un necredincios. S-a lepădat de credință. Și când ne gândim la versetul acesta, știți ce gândim noi? O, luna asta poate că dau zeciuiala bunicii mele, tatălui meu, la cutea. Și numai asta e. O, luna asta îl îmbrăc pe tata, iau niște costume. Dacă ești fiică, zici, o scot pe mama, o duc în mall luna asta și îi cumpăr cu tare și cu tare și cu tare. Dar nu-i numai atât versetul acesta. Și e bine că faceți treaba asta, pentru că trebuie să vă spun, m-am dus în biserici de țară și am văzut frați care slujesc la amvon, dar nu mai au astea de la ochelari. S-au rupt. Și bani de ochelari n-au. Au aici un elastic. Elastic au și la vestonul ăla din tinerețe, care nu-l mai cuprinde acum pe fratele. Și de aici, de la gaică până la nasturi, au tot un elastic. Și am mai văzut frați care vin să străduiesc să predice cuvântul lui Dumnezeu acolo și au Adidas în picioare și costum. Nu scheșor îmbrăcați, adică așa, ținuta aia mai sport. Îți lăsați așa. Și copii, vai cât o iubesc pe mama, pe tata, îi vizitez, îi dor de ei. Dar nu vezi înaintea ochilor că au nevoie de sprijinul tău și că să-l deschizi un pic ochii sau dacă nu reușești treaba asta să faci ceva pentru ei. Deci e bine că faceți. Dar grija înseamnă mult mai mult decât atât. Imaginează-ți o piramidă că nu mai are capacul ăla, piatra aia de căpătâi. Mai arată piramidă. Știți ce înseamnă, dragilor, toate lucrurile acestea? În primul rând, piatra aia de căpătâi înseamnă prestigiu. Păi nu te duci până în Egipt să vezi o piramidă care n-are vârful, care n-are piatra aia de căpătâi, că parcă nu mai pare că e piramidă. E vorba de prestigiul unei familii. Odată ce l-ai pierdut, nu-l mai câștigi. M-a sunat cineva să-mi spună, am nevoie de ajutor, de așa, mi-am educat familia, copiii. De fapt, el și-a abandonat. Toată localitatea vorbește despre treaba asta. Dar fiul lui a ajuns păstor și copiii lui chiar sunt bine, pentru că și-au lipit inima de Dumnezeu, nu pentru că el i-a educat. Și el acum vrea să se folosească de un anume prestigiu care nu îi aparține. Când copilul tău a luat o razna, oricât de bun ai încercat tu să fii, oricum ai încercat tu să argumentezi că ți-a fost greu, că au fost niște circumstanțe, prestigiul înapoi nu ți-l mai primești. Apoi, dragilor, vreau să vă spun că piatra asta de căpătâi mai înseamnă și securizare. Și securizare. Pentru că eu n-am văzut în vârful unui paratrăznet un cuib de pasăre. Nici la turnul Eiffel, tocmai acolo pe vârf, nu există un cuib de barză. Da? Deci în momentul în care nu există piatra de căpătâi și tu ești irresponsabil și indiferent de ceea ce se întâmplă, că sunt unii care sunt indiferenți. M-a sunat un tânăr dintr-o altă țară și mi-a zis, frate Nelu, când m-am căsătorit am fost copil. Mă, cum ai fost copil? Că doar am fost în județ la voi, vedeam în tine un mare slujitor. Frate Nelu, nu m-ați cunoscut, am fost un copil. Și să știți că așa este. Adică atunci când te-ai căsătorit, n-ai intrat într-o magie. Eu nu fac nimic, nu fac absolut nimic. Că Dumnezeu compensează el lipsa mea de implicare, adică indiferența mea. Nu e așa. Nu faci nimic, nimic nu va fi în familia ta. Te duci pe nu știu unde și lipsești din casa ta nu știu câtă vreme, zicând la ceea ce faci tu că duci bani acasă, numind treaba asta sacrificiu. Nu-i sacrificiu, e o cedare a locului. Și când lași locul ăsta pe care trebuie să-l ocupi tu de conducere și ești indiferent, ajung copiii să ți se urce în cap. Am văzut alții părinți, vă spun asta, pentru că au fost și copiii aici în față, și este o diferență mare, indiferență mare și în familiile noastre, de multe ori. Vreau să vă spun, niciun copil, dacă zici o minciună, nu poți să-l numești mincinos. Niciun copil, dacă merge până la magazin și fură o bomboană, un topi-top sau nu știu, un nou Kinder, sper să nu le dau idei, nu poate fi numit ca fiind un hoț acum. Dar problema apare când ajunge el cu bomboana acasă. Pentru noi părinții ce facem? Ideal ar fi să-i zici, du-te înapoi și spune că ai furat și îți ceri scuze și să spui că nu mai faci. E prea greu pentru copil. Nu e așa că nu-l trimitem. Nu-l trimitem. Prea greu. Te duci tu. Și îți ceri scuze și vânzătorul va zice, măi, ce om credincios. Dar când vii acasă, n-ai făcut altceva decât să-i dar certificat de calificare în hoție copilului tău.
De aici încolo o să-i plătești toată viața amenzile, toate creditele la bancă, toate distrugerile pe care le va face la școală. Pentru că acasă copilul va zice, uite cum e tata, cum e mama, plătește pentru greșelile mele. Din pensia ta de boală ai să ajungi să plătești nu știu ce lucruri. Pentru că atunci când trebuia să faci ceva corect, ai ales o cale mai ușoară. Vedeți cât de mare e responsabilitatea aceasta? Și apoi, dragilor, vreau să vă spun că atunci când lipsește piatra aceea de căpătâi, piramida nu mai arată piramidă. Conducerea nu-i mai conducere. Ci ceea ce ar trebui să arate ca o piramidă, de fapt, devine ca un cuptor. Da? O piramidă care n-are vârful, partea de sus, devine, la aspect, ia forma unui cuptor. Și apoi la cuptor știți cum e, da? Cuptorul pentru unii începe de aici de pe pământ. Când intri la câte unul acasă și că ai intrat în turnătorie. Toți vorbesc unul peste altul. Unul strigă, altul mustră-te Domnul, ălălaltul nu știu ce, ălălaltul ascultă nu știu ce melodie, ălălaltul se ceartă cu ălălaltul. E ca la, așa e la turnătorie, numai zgomot. În ce te duci la medic, ai probleme, ce am tinnitus, te întreabă, ai lucrat în turnătorie, zgomot mare? Nu, e de la mine, de acasă. De la mine acasă e turnătorie. O, Dumnezeu să aibă milă de fiecare dintre noi. Iubiții Domnului, vreau să vă spun că indiferența este aceea care ne va coborâ de la nivelul potențialului nostru la nivelul vrăjmașului nostru. Indiferența de mâine seară, de poimâine, de joi, indiferența asta te va coborâ de la nivelul potențialului tău la nivelul vrăjmașului tău. Nu-L acuzați pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că Dumnezeu totdeauna a lucrat. Când ți se pare că Dumnezeu e mai indiferent, de fapt, tocmai atunci Dumnezeu lucrează și e mai implicat în viața ta, să știi. Uitați, de exemplu, uneori ni se pare că și rugăciunile noastre sunt în zadar. Și vă spun asta și cu asta voi încheia. M-a sunat de vreo 2 săptămâni o familie, zice, trebuie, frate Nelu, să stai de vorbă cu cineva. Zice, este unchiul nostru, numai zice, se confruntă cu gânduri mari de sinucidere, l-am chemat la biserică, tot spune că ar veni, dar zice, are pregătit în ceala tot. Și vrea noaptea să meargă acolo, să-și pună capăt zilelor. Știți ce poate are pregătit la ceala, nu? Dacă vrea să ducă acolo. Totul era pregătit. Zice, nu poți în seara asta, nu că trebuie să merg să predic undeva. Uite-s acum într-o localitate și trebuie să predic pe stradă. Zice, și ce se întâmplă noaptea asta? Zice, nu știu, nu, dar ce am putea face, zice. Pe noi nu ne ascultă, e deprimat rău și mi-e frică să nu ia la noapte acolo. Zic, ne rugăm, nu știu ceva mai urgent decât rugăciunea. Zic, și cu cei din stradă o să le spun, uite, să ne rugăm, că uite un caz, haide să ne rugăm, cum știm, fiecare pentru omul ăsta. Bine, ne rugăm, știi, și familia asta a luat cuvintele așa, ca și ne rugăm, dar dacă omul vrea să se ducă, să duce, ne rugăm. Că la orice, frate, Domn, ne rugăm pentru tine, frate, ne rugăm pentru tine. Și ne-am rugat atunci. O trecut cumva noaptea aia, dar până să ajung eu seara, târziu să mă întâlnesc, într-o joi după program, trebuia să mă duc să mă întâlnesc cu el, omul ăsta a făcut ceva și sunt dimineața, cum e, o trecut noaptea, o trecut cu bine, zice, dar acum dimineața s-a întâmplat. Și zic eu, ce s-a întâmplat? Zice, s-a urcat pe bicicletă să ducă nu știu unde până oraș și-a căzut. Și zic eu, e grav? Zice, da. Aproape că am fost pe punctul să zic slavă Domnului. Dar așa de rău a căzut cu bicicleta, nu știu ce fel de accident a făcut, că și-a rupt piciorul, 2 coaste și mâna. Dar acum nu mai poate să meargă, să se spânzure. Știți că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Când nouă ni se pare că Dumnezeu e indiferent, de fapt El este mai implicat în viața noastră și lucrează și răspunde întotdeauna rugăciunilor noastre. Așa că, dragilor, să rugăm pe Dumnezeu să ne scape de starea asta jalnică a indiferenței. Închei spunându-vă că unii dintre dumneavoastră vă simt inima. Și nu e așa ceva psihologic, nu sunt nici diplomat. Știu asta și din experiența mea proprie. Uneori s-a făcut colectă pentru diferite cauze și noi n-am participat cum trebuie, numai cu ceea ce am găsit prin buzunare, la colectele respective. Știți de ce? Pentru că am fost indiferenți. I-am uitat banii acasă. Adică ne-a fost așa să mergem să scoatem de pe card.
Și multe lucruri, dragilor, ar arăta altcumva și bisericile ar arăta altcumva dacă n-am fi indiferenți. Păi dacă în solar ai o problemă acum și trebuie să intri în solar, păi trebuie să te bagi. Nu te poți băga când castraveți au ajuns beton. Nu-i nevoie de dibluri, faci din ei dibluri sau ce să mai e. Da? Dacă ai o problemă cu mașina, domnule, trebuie să schimbi distribuția. Păi când te apropii cu 5-10 mii de kilometri înainte de schimbarea curei, a distribuției, nu cumva să plenească, să pleznească pe drum. Ei, alea le faci la timp, nu ești indiferent. Dar față de suflet, față de inimă, față de Dumnezeu, cum suntem? Domnul Dumnezeu să ne facă activi și implicați în lucrarea Lui. Amin.